și susținătorilor și hate-ului care mi l-ați dat, chiar dacă mi l-ați dat tot hate-ul, m-a ajutat foarte mult. Puteți să căutați și voi pe Sherdog. Bă, cea mai frumoasă dimineață a mea asta e, vă zic sincer. Nu mă așteptam la asta, la telefonul ăla și să fac parte din echipa lui Conor McGregor acum și să fiu trecut pe Sherdog. Deci din momentul ăsta începe cariera mea. Nu știu, frate, eu după meciul ăsta credeam că... Da. Uite că Dumnezeu nu doarme, mă, fraților. Când vrei ceva cu adevărat, când vrei cu ceva cu adevărat în viață, reușești. Iar mismă, nu mint, fraților, căutați pe Sherdog. Duceți-vă pe Google și scriți Sherdog. Ovidiu Neveu. Sunt trecut cu steagul irlandez. Am semnat contract cu echipa lui Conor McGregor, unde sunt toți luptătorii de top din lume, Sherdog. Deci din momentul ăsta, cariera mea la profesioniști începe cu 0-1. Înțelegeți? Puteți să căutați și alți luptători din România și nu sunt. Înțelegeți? Nu sunt. Confirmați ca profesioniști. Puteți să mă căutați pe mine și pe Conor McGregor, spre exemplu. Și pe Pascu. Deci în momentul ăsta, clasa mondială m-a confirmat profesionist. Clasa mondială, Sherdog, dacă nu ați auzit până acum, vă zic eu, m-a confirmat ca profesionist. Din momentul ăsta, cariera mea începe la profesioniști. De-aia am și semnat și mă duc acum în Irlanda. Fac parte din echipa lui Conor McGregor. Și eu nu o zic, e confirmat pe Google și pe Sherdog. Ai mai vorbit cu Pascu? Am vorbit ieri. Dați și voi aprecieri toți și share la live-ul ăsta. Vă rog frumos. Chiar așa e. Bă, fraților, după ce ies din live-ul ăsta, puteți să căutați. Am și postat eu ultimul video. Am postat ultimul video și puteți să scrieți acolo Sherdog pe Google. Și o să vedeți. Sherdog Ovidiu Neveu. Sunt trecut cu steagul irlandez. Fac parte din echipa lui Conor McGregor în momentul ăsta. Te mai întorci, Neric. Cred că glumești, frate. Cred că glumești. Deci, alea nu se mai pune nimic la profesioniști. Acum încep cu 0-1, că uitați pe Sherdog. Eric Sef a fost amator, nu se ia în calcul nimic. Doar meciul meu cu Pascu. Ai rămas prieten cu Pascu. Fraților, am avut o conversație cu el, am vorbit. Nu suntem nici prieteni, nici... Am vorbit ca oameni, nu e nimic. Deci, vă mulțumesc încă o dată. Din suflet, tuturor care ați fost lângă mine de la început până la sfârșit și țin să le mulțumesc și celor care mi-au dat hate și n-au crezut în mine, dar au fost activi lângă mine cu hate-ul sau cu ceva de gen. Că prin asta am ajuns să fac parte din echipa lui Conor McGregor, fraților, și să fiu trecut și confirmat de Sherdog ca profesionist și să-mi înceapă cariera din momentul ăsta. Deci, pentru asta am făcut live-ul, vă mulțumesc nespus de mult tuturor românilor care au fost lângă mine.
Mai fac un live mai pe seară cu voi, că acum abia m-am trezit și sunt puțin așa debusolat, nici nu-mi vine să cred. Vă pup o dimineață cât mai frumoasă.